Unele dintre cele mai importante opere literare au fost scoase din programa de bacalaureat a anului 2021. Elevii care susțin în acest an examenul maturității vor fi scutiți de trei scriitori postbelici. Scriitorii precum Marin Preda, Nichita Stănescu și Marin Sorescu vor lipsi din materialul de studiu al elevilor din clasa 12-a. Operele Moromeții, cel mai iubit dintre pământeni, Leoaica, tânăra iubire, dar și Ion, nu vor mai fi învățate de către elevii din anii terminali. Ce părere ai despre faptul că s-a diminuat materia de bacalaureat din acest an? Păi ne-au crescut șanse să luăm bacul și s-au șurat foarte mult materia. De exemplu, la română, din câte comentarii mai avem, ne-au rămas decât 12 sau 13 comentarii în total. În principiu e un lucru bun, deoarece un an de zile am făcut numai online și mediul online nu s-a învățat destul de, mult, destul de, bine și destul de mult. S-a acaparat totul, cum trebuia să se acapareze la școală, în mod normal. Păi... Sunt mai puține opere, s-au scos vreo patru, cred. Automat avem mai puțin de învățat, bacul mai ușor, avem șanse mai multe să luăm. Adolescenții văd un plus în faptul că ministrul educației a diminuat materia de bacalaureat la limba și literatura română. Aceștia consideră că există șanse mult mai mari la promovarea examenului. După ce elevii din anii terminali au suferit o schimbare pe timpul pandemiei aceștia învățând în sistemul online, Ministerul Educației a hotărât ca scritorii Marin Sorescu, Nikita Stănescu, Marin Preda și operele lor să fie scoase din programa de bacalaureat din acest an. Astfel, opere ca Moromeții, cel mai iubit dintre pământeni, Leoaică, Tânără, Iubirea și Iona, nu vor mai face parte din materia de studiu a elevilor de clasa a 12-a. Excluderea acestor opere din programa de bacalaureat înseamnă mutilarea unui examen. Elevilor le-au fost scos scriitori importanți pentru cultura generală, însă au rămas operele pe care aceștia le-au studiat în gimnaziu. Sincer, din punctul meu de vedere, faptul că am fost în online nu s-a prea învățat atât de bine și din punctul meu de vedere este o metodă mult mai ușoară pentru că nu mai avem atât de mult de învățat pentru examenul final. Elevii de azi vor fi intelectualii de mâine care ne vor conduce țara. Cu toate acestea, ministrul educației preferă să diminueze din ce în ce mai multă materie de bacalaureat.